Vreau să vorbesc despre cei care biruie pentru biruitorii în ispite. M-am bucurat când păstorul nostru a făcut programarea pentru luna aceasta și a scris așa cu roșu deasupra să pregătim subiecte care să se potrivească stăruinței după Duhul Sfânt și umplării cu Duhul Sfânt. Ei bine, înainte să mergem la rugăciune ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt, trebuie să fim biruitori în ispite. Și despre biruința aceasta vreau să vorbesc în această seară. Un text pe care îl putem citi cu ocazia aceasta, îl găsim în Iacov, capitolul 4, versetul 7 și 8, care spune așa: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățați-vă inimile păcătoșilor. Curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Ce înseamnă să fii biruitor în ispite? Ce înseamnă să te împotrivești diavolului? Exemplul pe care vreau să-l iau în această seară este un tânăr, și pentru că ne adresăm în special celor tineri care vor veni la această rugăciune pentru ca să fie umpluți cu Duhul Sfânt, cel mai bun exemplu din Scriptură este Iosif, tânărul Iosif. În spatele tuturor ispitelor este diavolul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dar în rugăciunea Tatăl nostru ne rugăm de fiecare dată și spunem: Doamne, nu ne lăsa să cădem în ispită. Nu ne lăsa la îndemâna ispititorului. Dă-ne victorie, ajută-ne să fim biruitori în ispite. În seara aceasta aș vrea să învățăm câteva lecții foarte practice din viața lui Iosif. Lecția numărul 1 sună cam așa: câștigă încrederea altora. Câștigă încrederea celora din jurul tău. Spune Sfânta Scriptură că Iosif, lucrând pentru Potifar, stăpânul a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să meargă bine tot de ce se apuca acest tânăr. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. Dacă deschidem în Genesa, capitolul 39, descoperim că Iosif are un succes extraordinar oriunde lucrează. Dacă lucrează la câmp, totul merge bine. Dumnezeu binecuvântează lucrarea mâinilor acestui tânăr. Așa de mult are încredere Potifar în el, încât îi dă pe mână întreaga avere, toată casa, tot ce are Potifar este sub controlul lui Iosif. Stăpânul a văzut că Domnul era cu el și Domnul făcea să îi meargă bine tot ceea ce făcea Iosif. Înainte de orice, tinerii mei dragi, este sfatul acesta: câștigați încrederea oamenilor din jurul vostru prin munca voastră, prin sinceritate, prin devotament, prin spirit de sacrificiu, prin cinste. Aveți nevoie ca oamenii să aibă încredere în voi. În tinerețea noastră, fiecare dintre noi am avut experiența aceasta, am spus într-o zi părinților noștri: dar nu ai încredere în mine? Și de obicei am auzit: nu. Pentru că până atunci dovedisem lipsă de încredere. Nu aveau încredere în noi pentru că nu ne țineam de cuvânt, nu veneam la ora la care au spus ei, nu ne-am dus unde am zis că mergem. Nu? Când eram copil, am avut un accident aproape stupid, să spun așa, mi-a intrat un cui în genunche și am avut de suferit foarte mulți ani din pricina acelui accident. Și tata mi-a interzis să joc fotbal, pentru că știa foarte bine ce fel de picior aveam. Bineînțeles că n-am ascultat, am venit acasă după un meci de fotbal, tocmai cu piciorul acela vânăt de-a binelea, după ce am lovit pe cineva la meci, nu? După aia a urmat o altă vânătaie până în altă parte a corpului, pentru că tata mi-a aplicat ceea ce mi-a promis de fapt de multă vreme.
Să știi că încrederea oamenilor în tine este extrem de importantă. Câștigă încrederea părinților, câștigă încrederea dascărilor, a fraților din biserică, a prietenilor tăi. Fii om de încredere. Oamenii vor avea încredere în tine și îți vor da responsabilități speciale. Vei fi răsplătit pentru încrederea pe care ai câștigat-o înaintea oamenilor. Dar în același timp vreau să spun că încrederea aceasta va fi supusă la test. Încrederea va fi testată întotdeauna. Întotdeauna va exista o doamnă Potifar undeva care va testa sinceritatea credinței tale și încrederea de care te bucuri. Sfatul numărul 2 este: refuză ce nu este al tău. Refuză ce nu-ți aparține. Iosif știe foarte clar lecția și spune acestei doamne insistente, orice tânăr ar fi fost foarte flatat, nu? Mă gândesc că mulți tineri din ziua de astăzi ar fi considerat o ocazie absolut extraordinară. Nu numai că are o aventură cu această doamnă din societatea înaltă, nu? Dar are o șansă unică să pună mâna pe averea lui Potifar, care de fapt el o controlează, el o conduce, nu? Când vine domnul Potifar acasă, el și doamna o să-i dea papuci și o să-l trimite la plimbare. Și el o să se instaleze acum, să conducă acest imperiu care a venit așa peste noapte, pentru că este băiat tânăr și frumos, nu-i așa? E bine, este întotdeauna pusă la încercare încrederea. Dar Iosif știe un lucru extraordinar. Știe că are control asupra a tuturor lucrurilor din gospodărie. La câmp, oriunde se găsește, tot ce este în casă este în mâna lui. Cheile împărăției sunt la el, dacă vreți. Dar în același timp știe că soția lui Potifar, doamna aceasta onorabilă, nu? Întotdeauna aceste doamne apar onorabile până când îți ruinează viața. El știa că ea nu-i aparține lui, nu ea lui, nu-i proprietatea lui. Și spune foarte clar, cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Stăpânul meu nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Ești nevasta lui. Iosif știe foarte clar acest lucru. Fără Dumnezeu, atâția tineri ar fi căzut în capcana aceasta, nu? Nu este după lege să iei soția fratelui tău, striga Ioan Botezătorul lui Irod. Irod, ce făcuse? Luase nevasta lui frate său, nu? În familie, schimb de neveste, și-a luat nevasta lui frate său. E bine, Ioan Botezătorul i-a spus, să fii tu împărat, dar noi avem o lege care este mai mare decât toți împărații. Și Dumnezeu a zis că nu este corect, nu este cinstit ceea ce faci tu, nu este bine. E adevărat că pentru un asemenea curaj îți pierzi capul. Dar mai bine să mori mai repede și drept decât să mori mai târziu și strâmb. Fără Dumnezeu, Iosif ar fi făcut unul dintre păcatele atât de comune astăzi în lumea în care noi trăim. Iosif ar fi fost aplaudat de alți tineri care au spus, bă, ce noroc a dat peste ăsta, domnule, nu? Așa, dintr-o dată, ajungi mare, ajungi bogat, ajungi în alta societate, nu? Și ai cucerit toate astea cu ce? Cu farmecele tinereții tale. Al treilea sfat, dragii mei tineri, este că trebuie să rămâneți devotați lui Dumnezeu în orice circunstanță a vieții și mai ales atunci când ispita bate la ușa voastră. Iosif a spus-o foarte clar. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Cum aș putea să fac așa ceva? Iosif știe că orice păcat este împotriva lui Dumnezeu. Vreau să vă atrag atenția că trăim într-o perioadă, Iosif trăiește într-o perioadă în care nu era legea dată. El nu știa, n-avea scriptură, n-avea de unde să știe. Dacă nu avea o relație personală cu Dumnezeu, dacă nu avea o revelație specială din partea lui Dumnezeu, dacă n-ar fi fost crescut de niște părinți care au avut o relație personală cu Dumnezeu, el știa de acasă și din propria sa experiență că orice păcat pe care îl comite este împotriva Dumnezeului său.
Imoralitatea este păcatul care îl ofensează pe Creatorul nostru. Isaia 5, versetul 20, spunea atât de puternic. Și mi-ar plăcea ca aceste cuvinte să sune foarte tare în societatea în care noi trăim astăzi. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Iosif este conștient de prezența lui Dumnezeu permanent în viața lui. Una dintre rugăciunile pe care le-am învățat în copilărie și cred că mulți le-ați învățat a fost: Înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Încă din pruncie, din copilăria noastră, părinții noștri ne-au instruit să știm că Îngerul lui Dumnezeu este permanent în jurul nostru, vede tot ceea ce facem și ne îndrumă întotdeauna spre ce este bine. Dacă n-ai conștiința asta că Dumnezeu vede totul, știe totul și este pretutindeni, atunci farmecele doamnei Potifar vor fi de nestăpânit și vei cădea așa cum au căzut de-a lungul timpului atâția naivi și atâția oameni fără minte. Iosif este conștient de prezența lui Dumnezeu și spune: nu, nu te supăra, Doamne, oi fi dumneata bogată și frumoasă, dar eu am un Dumnezeu mult mai mare și mai bogat decât tine, în care eu mă încred întotdeauna. Sfatul numărul 4, și acesta este ultimul, este că biruiește ispita. Trebuie să biruiești ispita cu orice preț. Biruiește ispita cu orice preț. Doamna aceasta vorbea în fiecare zi, îl flata în fiecare zi, și să fii tânăr și să te laude femeile nu este un lucru chiar ușor de supraviețuit, nu-i așa? Să spună că ești frumos, vai ce mușchi grozav ai, nu? Să spună că ești deștept, că poți să conduci o firmă întreagă. Măcar că vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce cu ea și să se împreuneze cu ea. Într-o zi când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când era acolo, când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând: culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Iosif rostește un nu categoric. Este o decizie luată de multă vreme de tânărul acesta. Ascultați-mă, tinerilor. Luați asemenea decizii înainte să vină ispita. Nu când vine ispita, nu știi ce să faci, nu? Trebuie să știi ce să faci când vine cel rău cu ispita lui. Trebuie să știi ce ai de făcut. Iosif are deja răspunsul pregătit. El știe că pentru toate lucrurile astea este un nu categoric. Nu se va lăsa convins de insistențele acestei doamne, de invitațiile ei, de farmecele acestei femei. Iosif nu flirtează cu păcatul, nu se joacă cu el. Iosif știe că este tratat cu complimente care la urmă îi vor aduce multă rușine. Nu este sedus de propriul lui succes. El nu este vrăjit de imaginea lui care acum strălucește în ochii acestei cucoane de rang înalt. El știe ce are de făcut. Fuge, evadează din ispită. Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, spune așa de clar: nu v-a ajuns nicio ispită ca să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Alături de ispită este și ușa prin care poți să evadezi, prin care poți să scapi. În primul rând, Dumnezeu spune: n-am să te las ispitit peste puterile tale. Ispita va fi egală cu puterile tale. În al doilea rând, am să-ți pregătesc o ușă să fugi, o ușă să scapi de ispita aceea. Iosef știe că preferă mai degrabă închisoarea decât iadul.
El știe că lumea în care el trăiește va pedepsi puritatea sa, va pedepsi cinstea sa. Tinere, când vei fugi de Dalila sau doamna Potifar, cine știe pe unde, o să fii pedepsit. Păcatele acestei societăți sunt inverse cu ale noastre. Pentru ei, dacă nu păcătuiești, ai comis greșeala fatală. Dacă nu ești ca ei, dacă nu te porți ca ei, atunci te vor pedepsi. Lumea întotdeauna va pedepsi puritatea ta morală. Colegii tăi vor râde că ai fugit de ocazia aceea extraordinară. Lunile acestea, săptămânile trecute, a murit în Franța unul dintre marii actori francezi, Alain Delon. Mulți dintre noi l-am cunoscut în tinerețe, surorile, cred că unele ați avut poza lui, că pe vremea aceea nu era televizor și, eu știu, dar se vindeau poze cu actorii, nu? Ei bine, vreau să vă spun că Alain Delon, care a fost nu numai un mare actor și un fel de erou al Franței, nu? Al cinematografiei, un idol al tuturor femeilor de pretutindeni, așa? Alain Delon a primit la sfârșitul vieții sale propunerea să treacă de partea gayilor și să facă filme cu ei. Spre surprinderea tuturor, acest om care zicem noi, a fost păcătos și omul ăsta totuși a avut demnitate și le-a spus foarte clar, Dumnezeu a făcut bărbații să iubească femeile, ok? A spus-o foarte clar și a refuzat. Știți ce s-a întâmplat cu omul ăsta? N-a mai primit niciun rol. Au început să-l batjocorească toate ziarele. Toată Franța s-a întors împotriva lui. Pentru că a spus nu păcatului. A întors spatele acestei oferte atât de mizerabile. Voiau să se laude cu el, nu? De fapt, ăștia se laudă cu toți morții. L-au făcut și pe Alexandru Macedon, gay, în filmul pe care l-au produs. Și au enervat o Grecie întreagă care a inițiat un proces împotriva acestor oameni care le-au denigrat istoria. Toți mari oameni ai istoriei acum, bineînțeles că sunt morți și nu mai putem verifica, au devenit gay. E bine, să fugi de păcat în zilele astea este foarte riscant. Să spui opinia despre lumea aceasta care se duce pe zi ce trece tot mai adânc în păcat este riscant. O să ajung la pușcărie, probabil, ca și Iosif. Dar Iosif a preferat pușcăria decât iadul. Okay? A preferat să sufere pentru că e neprihănit și curat decât să meargă pentru eternitate în iad. Câteva lucruri în concluzie. Trăiește astfel ca oamenii să aibă încredere în tine. Fii cinstit, fii devotat. Fii curată acolo la servici, la școală unde ești. Poartă-te ca o fiică a lui Dumnezeu, ca un copil al lui Dumnezeu. Fă să aibă oameni încredere în tine, dar nu uita, încrederea asta va fi testată foarte curând. Și așa cum ziceam, va veni ori o doamnă Potifar, ori un bogătan, cine știe de unde și cum, un șef de companie care îți va face o propunere extraordinară, va fi testată încrederea aceasta. Nu trăda niciodată încrederea oamenilor în tine. Unul dintre bunurile, dintre averele mari pe care poți să le ai în această viață, este să fii un om de încredere. Vei face bani, vei câștiga, vei avea un business înfloritor când știu oamenii că dacă zici că mâine vii la lucru, te duci la lucru. Țin minte că am lucrat cu cineva dintr-o altă religie și trebuia să pun un siding la o casă și m-a lăsat în plină iarnă câteva săptămâni și n-a venit. Tot i-am dat pe telefoane, nu mi-a răspuns și într-o zi l-am sunat pe pastorul lui. Și am spus, frate, dacă îl întâlnești pe ăla, spune-i că oamenii de religia asta nu o să fie mântuiți. Și i-am spus religia lui. A doua zi a venit la lucru imediat.
Nu trăda niciodată încrederea oamenilor în tine. Nu pierde valoarea asta extraordinară care o ai. Dacă ai zis ceva, fă, fii la timp, ține-te de cuvânt. Dacă ți se cere ceva, dă mai mult dacă trebuie, dar fii cinstit și corect. Și atunci oamenii vor avea încredere în tine. Nu-ți însuși niciodată ce nu este al tău. Cunoașteți granițele, cunoașteți sfera de proprietate care o ai. Iosif știe până unde poate să meargă, ce este al lui și ce nu este al lui. Stabilește bine, mai ales astăzi când e așa de greu să tragi o linie printre obiectele sau, eu știu, responsabilitățile care ni se oferă. Fii devotat lui Dumnezeu pe deplin. Ai încredere în El și fii conștient că Dumnezeu este alături de tine în orice moment, știe totul despre tine, trăiește în prezența lui Dumnezeu în fiecare moment. Și numărul 5, ultimul, fii decis să biruiești orice ispită cu orice preț. Fuga nu e rușinoasă dacă fugi de păcat. Nu e rușinoasă, e sănătoasă, e adevărat, foarte sănătoasă este. Dar lumea spune exact invers. Lumea din jurul tău, colegii tăi, vă spune că e rușinos să fugi de asemenea ocazie. Nu, e rușinos să rămâi în ea. Păcatul este rușinea popoarelor. Nu fuga de păcat. Fuga de păcat este virtutea creștinului care are încredere în Dumnezeu. Tinerilor, vă doresc din toată inima să fiți biruitori. Biruitori în ispitele care vin în fiecare zi. Și Domnul să vă binecuvânteze. Amin.